Consiliul de administrație al Federației Române de Handbal a decis după aproximativ 8 ore în ședință regulamentul și sistemul competițional. Startul în Liga Florilor este programat pentru data de 27 august. Cu câteva zile mai devreme se vor desfășura turneul de promovare și faza finală a Cupei României în perioada 20-23 august. Și această ultimă întrecere va conta și pentru Supercupa României, iar la lucru vom vedea echipe precum Vâlcea, CSM București, Gloria Buzău, câteva din candidatele la podium. Pentru turneele de promovare nu s-a stabilit încă o dată, dar la ședința precedentă a Consiliului de Administrație s-a specificat ceva de genul că vor avea loc în aceeași perioadă cu turneele Final Four în Cupa României. Atât la feminin cât și la masculin, sezonul 2020-2021 va începe cu 16 echipe la start. Fetele vor juca un sezon regulat cu 30 de etape tur-retur. Ultimele 4 echipe în Liga Florilor vor retrograda direct în Divizia A. După un sezon de tranziție se va reveni la formatul cu 14 echipe. Federația Română de Handbal a decis și modalitatea de promovare în ligile naționale pentru sezonul 2020-2021, parte încă nedecisă din cauza pandemiei de coronavirus. Astfel, se va juca după sistemul prevăzut deja în regulamentul Diviziei A, cu două grupe semifinale, plus semifinale și finale. În Liga Florilor vor promova 3 echipe.